vrem să învățăm cum să transferăm blogul nostru WordPress de pe serverul local pe server în internet, așa ca să-l poată accesa oricine din lume. Pentru asta, avem de făcut niște pași foarte importanți și vă rog să fiți atenți la pașii aceștia. Deci, primul lucru, să deschid site-ul meu. Deci, am pornit serverul. La mine este pornit serverul. Vreau să deschid blogul. Așa, să văd cum arată. Uite așa. Văd cum arată. Deci, tot cu widget-urile este așa, care le am aici. Uite așa. Și dați să mă uit și la... Să mă uit și în spate. Mă uit și în spate. WP login. PHP. Uite așa. Pun parola. Și să mă uit aici. Puțin. Am deschis blogul aici. Am deschis fața blogului. Da? Uite aici. Și să deschidem pentru primul pas care trebuie să-l facem noi. Deschidem mapa cu tema, cu temele de WordPress, temele instalate pe blogul meu și o să copiem tema care o avem instalat, să o copiem pe internet. Acum, ce trebuie să am eu? Trebuie să am un domen și un hosting creat, deci care să fie gata să fie introdus pe el un alt blog, o altă informație, alt fișier. Pentru asta, o să deschid într-o fereastră, o să deschid mapa pe care o am eu cu site-ul. Uite, este căsătorii fără regrete. Uite așa. Și aici, eu și copii de la WP Content, mi-mi trebuiește doar tema asta Swift. Doar Swift îmi trebuiește, în cazul meu. În cazul în care am mai multe puse aici, zicem, am și plugin-uri, am și altceva, le copii pe toate. Poți să le copii pe toate. Sau unde eu știu, mapa WP Content poți să o copii. Tot. Numai că eu vreau să copii cât mai puțin. În cazul meu, eu am copiat, am schimbat aici, numai, uite, astea cu tema. Mie tema îmi trebuie să-mi arate așa cum am pus-o eu. Am copiat, uite așa, dar... Vedeți că eu trebuie să pun deja pe server în internet. Eu nu pun în altă mapă în computer. Trebuie să pun în internet. Deci trebuie să folosesc un program de FTP. Cum este FileZilla. Care am mai făcut cunoștință cu el. Uite așa. Se pornește programul și acum eu am deja numele, parola, postul. Am deja pus aici pentru că am mai intrat ieri în programul ăsta. Uite așa. Și acum aici la Quick Connect, la săgeata asta, eu ieri mi-am făcut la Byte Host. Mi-am făcut un domen și hosting. O să apăs aici, mă conectează. Uite așa. Și aici. Am o mapă. Am o mapă care se numește htdocs. Și uite aici în mapa asta o să afișeze share-le mele. Uite așa. Uite așa. Uite, asta este mapa mea principal. Uite aici mai am instalat ceva. Vedeți că mai am un WordPress instalat aici, vedeți? În mapa principal. Dar mai am, uite aici mai am un WordPress instalat. Aici mai am un alt fel de site care se numește PHP Nuke. O să vă arăt acum ce prezintă ce serverul ăsta. Acum, uitați-vă aici. La Ctrl-T. O să-mi iau datele de la contul ăsta. Uite, le am aici. Uite, aici sunt datele la contul meu de aici. Uite așa. Deci asta eu intru direct pe panoul de control la serverul la care ne-am deschis cont. Și eu scriu astfel. Panel byethost.com. Enter. Eu intru la panoul meu.
Intru acolo pe internet, în tot atelierul cealaltă care este pe internet, pentru contul meu. Înțelegeți? Acum, mi-i întrebiește, deci este are un anumit program aici de lucru cu site-urile, cu administrarea site-urilor pe server. Se numește Vista Panel. Așa, acum am eu parola, nu, userul și parola de la contul meu. Userul mi-l iau și mi-l pun aici. Așa, eu și parola o știu, parola recep. Așa, și login. Uite așa, intru în contul meu. Și cei care v-ați făcut la live.ro, vă tot vă dat date la contul vostru în care să intrați direct la ei pe internet ca să vă administrați site-ul vostru. Eu pot să-mi administrez de aici, dar numai în ce privește copiat fișierilor sau șters fișierilor. Multe lucruri aici la programul ăsta Filezilla nu pot să fac. Acum o să vă arăt avantajele la panelul ăsta de control de pe internet. Acum, asta este o leacă mai avansat. Bytecode ăsta este mai avansat, are mai multe opțiuni care ilive.ro nu l-are. Și acum și o să vedeți și ce are aici. Acum, pentru început, ce vreau eu să fac? Eu o să copii, uite aici din WP Content, de la teme, o să copii mapa Swift. Deci mapa pe care am creat-o eu, pe care am copiat-o eu pentru temă, am instalat tema, dar când eu am început să schimb culorile temei, când am început să adaug widget-uri, toate schimbările astea s-au făcut în mapa asta, înăuntru fișiere. Deci dacă eu o să instalez de nou pe blogul meu tema Swift, deja nu o să mai fie cu schimbările care le-am făcut eu. O să fie schimbat. O să trebuiască chiar de la început să fac. Acum eu vreau să copii tema mea cum am făcut-o aici, să o copii acolo, să fie la fel. Acum, așa, să mai pasăm o dată, ceva greu merge. Așa, s-a pornit. Uite așa, ca să micșorăm puțin. Aici reclamă, roșu pun, nu știu de ce. Uite așa. Și uite, aici am niște opțiuni. Aici e împărțit pe compartiment. Primul, managementul contului, domenii, managementul fișierilor pe server, managementul bazelor de date, managementul e-mail-urilor și managementul site-ului în general. Backup-urile, da, adică copiile de siguranță, statistici, programe și servicii, managementul DNS-urilor, dar să vă spun și DNS-ul. Deci DNS-ul este un fel de adresa site-ului pe internet. Deci fiecare adresă, de exemplu moldovacreștină.net, are DNS-urile lui. Și asta e Dynamic Name Server. Deci numele la server care îl folosește. Deci asta e numele la serverul unui SAF Moldova Creștină, de exemplu. La, zicem, la blogul meu, la boicu.co.cc, e un alt name server care se află la 00 webhost. Deci NS1 00 webhost. Tot așa. Deci când vrei să pornești un site și ai domeniul dintr-o parte și ai hosting-ul din altă parte, cu ajutorul la name serverile astea, faci ca să ele să lucreze împreună. Domenul și hosting-ul din altă parte. Dar asta o să vă arăt mai pe urmă. Acum ce ne trebuiește nouă? Noi ne trebuiește ca să instalăm un blog WordPress. Să instalăm un blog WordPress din nou. Îl instalez din nou, dar pentru început vreau să văd în ce bază de date o să lucrez. În ce bază de date o să lucrez. Acum, uite aici la database, phpMyAdmin. Vedeți că am phpMyAdmin. La fiecare server este phpMyAdmin-ul instalat. Aici aș pot să lucrez cu baza de date. Uite așa, phpMyAdmin. Și acum, el mi-o să-mi dea să lucrez cu, să-mi administrez baza de date. Uite așa. Și uite aici am două baze de date. Vedeți? Sunt două baze de date. Prima și a doua. Acum, eu am folosit-o pe asta, dar pe asta încă n-am folosit-o.
Eu o să deschid baza asta de date. O să fac click. Uite așa, se deschide. Și să mă uit puțin întrâns. Deschid tabel. Vezi că am deja aici instalat. Am instalat ăsta nuke-ul acela. Da? Nuke. Uite așa. Acum eu o să șterg. De aici o să șterg site-ul acela. Control panel. O să șterg site-ul acela. El se află la mine la... Deci mă duc la management share-lor. La management share-lor o să șterg site-ul și apoi o să șterg și baza de date. Uite aici, la management share-lor. Online file manager. Uite așa. Și uite aici îmi dă un file manager. Vedeți? La htdocs o să selectez mapa nuke. Uite asta. Vedeți? Și eu și-o șterg. Ia găsi. Delete. Delete. Uite așa. Am șters. Ia că apăs pe aici și mă întreabă să delete sau nu. Apăs pe asta verde și îmi șterge. Vedeți? El acum șterge tot site-ul acela. Uite așa. Și acum mi-mi trebuiește baza asta de date să o curăț. Să o curăț. Pentru asta așa, o să mă duc jos, selectez toate tabelele. Uite așa. Check all. Ele s-au bifat toate. Vedeți? Și mă duc și empty. Și mă duc la go. Opa, stop. Stai că mai așa este. Uite așa. Și acum mă întreabă încă o dată. Vrei să le golești? Yes. Pentru că mi-mi trebuiește aici o să spună tabelele de la baza mea de date cu WordPress-ul. Le șterg acum aici. Uite aici s-o șters. Gata, mă întorc înapoi. Așa, script finished. Uite așa, mă întorc înapoi. Și vreau să vă spun că asta are avantaj față de FileZilla, pentru că asta șterge mai repede. Asta șterge mai repede fișierele. Și totodată și le pune mai repede pe internet. Uite așa, acum, uite aici, s-o șters. Așa, has been executed, așa, le-o terminat. Așa, acum ies de aici din baza asta de date. Exit. Uite așa. Exit. Ies și din FTP-ul ăsta. Uite aici. Închid. Pop. Am închis. Asta o închid. Și asta o închid. Și a rămas la contul meu. Acum. După cum v-am spus, trebuie să instalez. Și uite aici ce este interesant. Să vedeți acum. Este posibilitate de a instala un script. iVista Easy Script Installation. Scriptul e WordPress, Joomla și așa mai departe. Deci niște programe gata, deja pregătite, cum este WordPress-ul, care poți să-l instalezi aici repede. Și uitați pe aici. Deci prima dată, la primul pas, aici ce îmi spune? Select Install Domain. Deci pe care domen care l-ai aici la serverul lor vrei să instalezi. Uite, ăsta e domenul meu. Eu altul nu am aici. Alt domen nu am aici. Proceed. Începe. Așa. A doilea pas. Aici trebuie să-mi aleg ce vreau să instalez. Deci vedeți, aici nu trebuie să cunosc tare mult PHP și nu știu ce ca să fac un sat. Aici am fel de platforme, de programe de astea care să le pun. Nucleus. WordPress. Web calendar, calendar web pot să fac aici. Drupal, Joomla 1, Joomla 1.5, PHP Nuke, PHP website, foarte multe pot să instalez aici, vedeți? Și el se instalează doar în câteva clicuri. Click, 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 hop, și s-a instalat. Foarte simplu. Uite așa, mi-i trebuiește să mă duc la WordPress, unde e el. Uite-l aici. Uite aici. Și apăs pe install. Install now. Uite așa. Și aici el o să mă întreabă pe mine în ce mapă vrei să instalez. Eu supun fac o mapă nouă aici. Pentru că am un CFR, mai am o mapă cu CFR-ul aici. Eu supun mapa
căsătorie. Mapa căsătorie, eu o să-mi o facă mapa asta și în mapa asta o să-mi creez site-ul meu. Complete install. Complete install. Uite așa. Și el acum îmi instalează. El acum pornește blogul ăsta în mapa ce. Uite așa. Uite aici am datele. Vedeți? Și aici el o să-mi trimată la adresa asta, o să-mi trimată datele de administrare. Acum eu am, știu aici că am userul la WordPress. Userul e admin și parola e cea care am la contul ăsta de pe serverul ăsta. Deci la mine e admin și parola preset. Asta e numele bazei de date. Vedeți? SQL database name used. Deci asta e numele bazei de date care îl folosești. Vedeți? Aici o să trebuiască. Eu o să am toate datele astea. O să le am pe e-mailul meu. Acum și trebuie să-mi vină. Da? Pot să-l verific chiar, să văd dacă nu a ajuns. Așa. Până ce-o fi, haideți să vedem administrarea contului ăsta. Deci uite, vedeți? Site-ul meu se află la arturboicu.com căsătorii. Uite aici se află. Adminul deja se află, scriu și asta, vedeți? Administrare. Apăs partea dreaptă și open link in new tab. Vă rog să vă uitați. Hop! Gata, deja mi intră pe blogul meu. Vedeți? Și acum o să scriu aici admin precept. Uite așa. Și acum o să vă arăt cum arată site-ul. Așa, preceptul nu vrea. Așa. Așa. Nu vrea să-mi intre. Acum și o să intre. Așa. Uite, acum să verific la tema poștală dacă mi-a venit e-mailul. Acum și el trebuie să-mi dea datele. Așa. Acum ca să-mi văd site-ul, pot să mă uit, uite aici, la căsătorie. Așa, dar să pun slash-ul. Slash căsătorie. Uite așa, și-mi deschide blogul meu. Așa, numai chiar îmi dă deodată să mă duc la admin. Acuși, o să vedem. Uite așa, am e-mail-uri de la Edic, de la Natasha, de la Nadia și altceva nu am. Înseamnă că nu a venit încă. Bun, până când lăsăm. Acum, ca să văd site-ul meu, uite, apăs aici. Așa. Și acum am deschide site-ul și scrie că e my site. Vedeți? Iată. Gata, el instalat, este curat. Nou nouț, fără nimic. Acum, parola asta ar trebui să mi-o activeze. Așa, este. Uite așa. Și acum dacă vreau să mă duc la site admin, mă duc la site admin. Uite așa. Deci parola admin, numele admin, parola preset. Uite așa. Și mă intră în spatele site-ului. Vedeți? Am tot curat ca de la început. Pagini, articole, să mă uit. Așa. Uite, nu-i nimic. Totul e gol. De ce? Pentru că site-ul meu acum e proaspăt instalat, el nu are nimic în baza de date. E curat așa cum vine de la început. Ce vreau să fac eu acum? Eu vreau să iau din baza mea de date din computer, spun toate datele la asta pe internet. Acum, vă rog să fiți atenți. La dashboard, la UTCA, la phpMyAdmin, pe computer, serverul local, în phpMyAdmin, trebuie să iau datele din baza de date, să o salvez într-un fișier separat și acolo să o importez. Deschid căsătorie fără regrete și acum la export, vedeți? Export. Aici trebuie să fie selectate toate tabelele. Uite ce vezi? Select all. Trebuie să fie suri toate. Toate trebuie să fie suri. Așa. Și eu îi dau aici go. Deci să-mi exportez toate tabelele cele. Și acum aici la fișierul ăsta care mi-l toată fereastra asta, ăsta este un text care eu trebuie să salvez într-un fișier separat. Și fișierul ăsta o să-l importez acolo pe internet. Acum s-ar putea că e ceva tare complicat, dar o să încercați deodată, de două ori și să vedeți că o să primească. Am selectat Ctrl A, Ctrl C
deschid editorul de text și în editorul de text inserez tot textul ăsta, Ctrl-V, textul ăsta îl salvez cu o denumire care se termină la urmă cu .sql. Căsătorie .sql. SQL înseamnă că este, asta este o bază de date în MySQL. Salvat într-un fișier de text. Simplu. Uite așa, o pun pe desktop. Uite așa, am pus. Gata, s-a salvat. Închid editor de text și pot să închid și aici. Gata. Pot să pun la început, la start. Gata, nu mai trebuie nimic. Baza de date din computer de pe blogul meu am exportat-o. Acum mă duc la PHP de aici, PHP mai admin de aici. Uite așa, mă duc la control panel, uite așa, la principal, pagina principală. Și la PHP mai admin. Eu și importez baza aceea de date. Și hai să vedem care este baza aceea de date. Uite, a doua, asta este pentru ultimul meu site, da? Deci pasul cealaltă care am făcut eu cu am șters tabele, se vede că e în plus. El mi-a dat o altă bază de date. Și foarte bine. Foarte puțini servere vă dau mai mult de o bază de date. De obicei ele dau, dar numai o singură bază de date. Acum uite aici, în tabelul ăsta, eu și importez. Import. Și eu fișierul care să-l importez. Vedeți? Browse. De pe ecran. Eu. La mine se numește căsătorie SQL. Uite la asta. L-am luat. Mă duc la Go. Go. Așa. Și ce spune el aici? A, și el încă lucrează. Hai să dăm într-o parte minunea asta. Așa. Deci fișierul cel al meu, el are o anumită greutate. Deci el are, eu are un anumit volum. Deci el nu îl pune deodată. El ia puțin timp, așa zicem, 20-30 secunde până îl ieși și îl încarc până la urmă. Ca și un fișier. Când încarci un fișier mare, el e mai mult timp decât un fișier mic. Tot așa și aici, da? Deci acolo la mine e o bază de date cu toate articolele mele, cu toate paginile mele și așa mai departe. Deci el e o anumită informație acolo. Așa, hai să mai încercăm încă o dată. Așa, se vede că el o leacă, nu se grăbește. Dar noi o să-l grăbim pe tot. Uite așa. Deci, ce am făcut eu acum? Care e pasul care l-am făcut eu acum? Deci am două baze de date. Una în computer, pentru blogul meu, și alta pe internet. Din baza de date din computer am exportat într-un fișier toate tabelele și acum în baza de date din internet importez tabelul cel, toată baza aceea de date, fișierul cel cu baza de date. Da? Așa. Acum uitați ce îmi spune aici. Tabelul WP Comments deja există. Mi-a dat o problemă. Hai să mă întorc înapoi. Mă întorc la tabele și eu mă duc la aici la tabele, check all și le empty pe toate. Le golesc pe toate. Fac să fie goale. Deci acolo deja este un articol. Țineți minte, pe blogul ăsta nou este un articol. Care eu între mine nu l-am deja. Eu l-am schimbat, l-am făcut. Eu acum ce am făcut? Eu am golit tot conținutul la blogul meu. Am golit și pun alt conținut acum. Uite, acum când o să dau să importez, deja, căsătorie SQL. Deja el o să-mi fac ce vreau eu. Nu o să aibă de conflictul cu conținutul care l-are acolo. Să blogul este nou. Acum, până ce se încarcă aici, la, vă rog să fiți atenți, uite aici la File Manager, care l-am aici, Online File Manager. Să mă bine zis, hai să încercăm cu FileZilla. Uite aici am htdocs. Da, să mă reconectez încă o dată aici. Să mă reconectez, uite așa. Scopi acolo și mapa aceea. Așa, dă pe asta să-l dau jos. Așa. Uite așa. Am htdocs. Am mapa. Ce mapă mai am aici? CFR, căsătorie nu se vede, da?
Poftim? E o mapă. E o mapă, eu am pus-o acolo, numai că el se vede că nu-l vede. Că am pus-o să mă deconectez. O să mă deconectez de aici. Uite așa. Dau la, la server, disconnect. Și acum o să dau quick connect încă o dată. Așa. Este docs. Așa, nuke este acel land. Nu se vede, da? Așa. Nu se vede. Așa, căsătorie. Eu mapa, i-am dat denumirea căsătorie, nu? Da. Căsătorie, dar denumirea, nu știu, el nu vede. Falzela. Așa, să mă duc aici pe internet să văd dacă o creat mapa asta. Să mă uit la online file manager. Uite aici să vedem. Opa, iar spune ceva. Tabelă WP-comments already exist. Deci ceva e făcut. Hai să gulesc pe cealaltă. Să le gulesc pe cele, dar să vedem. Check all. Check all. Și dau drop. Drop să le arunci pe toate. Uite așa. Toate tabelele astea. Acum importez. Importez tot share-ul cealaltă încă o dată. Așa. Și mă duc aici. Uite așa. Și acum uitați-o. În ești docs. Eu am share și ala, sau nu? Așa, aici merge treaba, lucrează, hai să vedem aici. Așa, așa, aici se pare că a făcut schimbare ceva, nu a făcut încă. Încă mai lucrează. Așa. Loading. Mai lucrează cineva pe internet? Scoate ceva? Vă rog să nu scoateți nimic ca să meargă internetul bine. Bun. Ia uitați. Import has been successfully finished. Gata, s-a importat cu succes. Aici deja nu mai am ce face. Am închis. Închid. Așa. Asta cu file manager-ul, ceva nu e în regulă. Hai să închidem noi FileZilla, să numim coși până când. Ele sunt conectate, conectați FileZilla la serverul ăsta și aici sunt pe server. Și să nu se încoși unul la altul. Uite așa, așa, doamne ajută. Am căsătorie aici, vedeți? Acum, uite aici la WP Content, la teme, la teme. Trebuie să am tema aceea importată din computer. La teme. Uite așa. Hai să vedem. Așa. Uite așa. Am și Swift-ul ăștia copiat. Ia uite-l. Dar nu-i la, stai uleacă, dar eu n-am deschis mapa cei care trebuiește. Stai să vedem. Mapa căsătoriei trebuie să o deschid. Așa. Ceva numerat cum trebuiește. Mapa căsătoriei. Uite așa aici. Ia să vedem. Așa, WP Content. Uite așa, la teme. Așa. Uite aici nu am. Vedeți? La căsătorie, WP Content, teme, nu am Swift-ul. Uite așa. Acum Swift-ul, ce pot să-i fac? Pot să-l copii cu FileZilla. Să încerc totuși să-l copii cu FileZilla. Așa. Să-l copii cu FileZilla. Mă conectez aici așa ea. Hai să te conectez repede. Să-mi arate cum nu mi-a ratat mapa. Eu am închis asta. Să văd acum dacă mi-a ratat mapa. Este. Este. Uite așa. WP Content. Uite așa. La teme. Și eu Swift-ul apăs partea dreaptă și dau upload. Uite așa. Acum dați să vedem cum arată după importarea bazei de date, cum arată site-ul meu pe internet. Reînnoiesc. Și să vedem acum cum arată.
Opa, nu vrea, dar este ceva care trebuie să facem. La baza de date trebuie să facem asta. De ce nu-mi găsești? De ce? Pentru când l-am făcut în computer, la dânsul e setat ca site-ul ăsta să-l deschidă când scrie o anumită adresă. Eu acum trebuie să-l setez ca să poată fi deschis când o scrie o altă adresă. Și acum o să vedeți. Așa. Uite, este file zilă, să copie. Bun. Acum hai să lucrăm cu baza de date. Uite așa. Mă duc la PHP MyAdmin, la baza cei de date pentru blogul ăsta meu. Uite, asta e. Uite aici. Am baza de date. Vede, da? Și la opțiuni, la W options, apăs pe structure. Așa. Structură sau aici este browse. Așa. Stai puțin. Așa. Da, să apăsăm pe asta. Așa. Uite așa. Deci la opțiuni, mie trebuie să schimb niște link-uri aici. Trebuie să schimb niște link-uri foarte, deci este un pas foarte important. Fără de asta nu o să-mi dea conținutul meu. Așa. Și țineți minte că mai este un fișier wp-config care tot trebuie să-l schimb. Uite-le ce. Ia uitați. Deci vedeți? Aici e dat. Ca să-mi, ca să-mi deschidă site-ul URL, e adresa site-ului. Vedeți? Adresul e dat să-mi deschidă când scriu adresa asta în navigator. Vedeți? Da. Acum când apăs pe creion, îmi dă posibilitatea să schimb. Și uite aici o să pun adresa mea a site-ului meu. Adresa site-ului meu, uite, se află, uite aici. Byte host, control C, uite așa, o pun aici. Byte host și căsătorie. Uite, asta e adresa mea. Și tot adresa asta o să trebuia să o mai dau acuși încă într-un alt tabel. Control C. Și mă duc la Go. Uite așa. Și mai are încă undeva. Uite, aici nu mai este link aici, nicăieri. Mă duc la următor. Aici sunt vreo 3 foi de tabel. Așa. Uite, aici mai am link. Uite aici, vedeți, mai este un link. Home. Pagina Home. Pagina Home trebuie să afli tot aici. Tot la Artur Boicu, Byte Host, căsătorie. Uite așa. Acum apăs pe Go. Și dați să vedem cum arată site-ul meu. Am șters. Așa. Căsătorie. Uite așa. Dați să vedem cum arată. Așa. Ceva deja este, vedeți? Căsătorie fără regret. Am deja ceva cunoscut. Deci el parcă pare complicat, dar pentru că avem lecția asta video, să puteți să urmăriți pas cu pas. Toți pașii ăștia. Vedeți? E ceea ce am făcut eu acolo? Exact ceea ce am făcut? Ia uite. Ce este? El deja e pe internet. Am avea un cont. Da, contul ăla aveți, nu e gratis, aveți, ăsta e cont. E gratis, e gratis. Contul ăsta e gratis, da. L-am găsit gratis. Așa. Așa. Dar se vede aici că ceva anume importat până la urmă. Ceva anume importat până la urmă. Acum aici pot să mai fac încă o dată tot procedura asta. Dar să văd numai la temă dacă o pus-o. Tema nu a instalat-o până la urmă. Vedeți, nu a copiat-o până la urmă. Trebuie să termin de copiat. Uite așa, mai are cât ceva aici de copiat și atunci o să mai afișeze și celălalt. Uite așa. Deci, avem parcă instalat aici blogul nostru. Uite așa, asta este blogul. Acum o să apară și widget-urile. Da? După ce se termin de copiat la FileZilla. Așa. Așa, se reconectează, iar se deconectează. Așa sunt serverile astea. Așa. False
Successful, așa, directorile, listing successful. Hai să mai verificăm o dată. Înnoiesc să văd ce mi-a arătat aici. Așa. Nu este, tot nu este până la urmă. Ceva nu s-a importat până la urmă. Ceva n-am importat până la urmă. În orice caz, principiul l-ați înțeles. Procedura asta eu pot să fac încă o dată, dar în general v-am arătat cum se face asta. V-am arătat cum se face. Uite așa, asta o închid, nu mai trebuiește. Asta tot o închid, că nu-mi trebuiește. Asta e editarea postului. Ia să vedem, să verificăm aici. În spatele blogului pe internet. Și acum eu pot să încerc deja să văd dacă îmi găsești la motor de căutare căsătorie fără regret. Să văd ce îmi dă. Da? Dar mai întâi să văd aici la, în spate la blogul meu. Așa. Deci, cum am putut noi să punem blogul pe internet? Cum am putut noi să facem asta? Primul lucru, ce am făcut? Ce am făcut? Am instalat pe server, da? Direct pe server am instalat un site nou, un blog nou cu WordPress. Într-o mapă nouă. Eu creat o bază de date nouă acolo, pe internet. Alta ce am făcut, din baza de date de site-ul din computer, am exportat toate tabelele și le-am importat în baza de date pe server în internet. Și am mai copiat și mapa cu tema. Am copiat-o cu ajutorul la FileZilla, am copiat pe server în internet. Așa cum mai s-au făcut legătura între dânsele și sunt legate strâns una cu alta. Acum, vă rog să atrageți atenția puțin aici la ceva. Țineți minte că noi am lucrat cu un fișier wp-config. Țineți minte? Haideți să ne uităm unde se află el și dacă e scris tot ce trebuiește aici. Ia uitați, vă arăt încă ceva foarte important ca să vedeți cum puteți deodată pe internet, pe server, să editați fișierele de text. Uite aici, htdocs. htdocs. Până la căsătorie. Uite așa. Și uite aici la wp-config, iată, l-am aici, vedeți? Mă duc la așa ea, are trei meniuri. Edit. Apăs pe edit. La wp-config. Și să mă uit, ia uitați. Vedeți că el mi-a pus deja, mi-a pus datele lui. De la baza de date, userul și parola. Vedeți? Deci nu mai trebuie să mai fac nimic. Salvez, el e tot gata. În cazul în care ceva nu mi-a făcut, nu mi-a pus cum trebuiește. Intră aici și editez și pun datele la baza de date de pe internet. Așa. Uite așa, am salvat. Ies de aici. Așa. Și închid fișierul, manager de fișier. Uite așa. Deci, am pus, uite aici, vedeți, în spate mi-arată articolele. Ia să vedem ce mi-mai arată aici. Deci, vedeți, uitați-vă la plugin-uri. La plugin-uri. Da, să ne uităm. Îți țineți minte că eu mapa cu plugin-ul de acolo, de pe blogul meu, eu n-am copiat-o. Eu n-am copiat-o, acum să ne uităm puțin aici. Așa. Deci, vedeți că nu mai am plugin-ul acela cu spam free? Nu mai am. Deci, eu n-am copiat-o. Am copiat numai tema, dar plugin-ul n-am copiat. Eu puteam să copii toate fișierele celea, WordPress, toate de la un alt. Numai cu ajutorul la FTP-ul avea să meargă prea greu. Și atunci eu puteam să nu instalez din nou WordPress-ul de aici, de pe panelul de control. Puteam să nu instalez din nou. Putem doar să le copii pe celea, fac conexiunea cu baza de date și merg înainte. Uite așa. Asta este, până ce-o fi. Domnul să ne ajute. Să folosim toate astea pentru împărăția lui. Dar acum, haideți să vedem noi, ceva, cum despre un fel de transfer care se petrece în viețile oamenilor.
Și la Faptele Apostolilor 26, de la 17 la 18, Faptele Apostolilor 26, așa, 26, așa, de la 17 la 18, Pavel spune așa, Domnul Iisus Hristos i-a spus astfel lui Pavel, când l-a chemat să slujească. Te-am ales de mijlocul norodului acesta și de mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Deci, la ce Pavel trebuia să le deschidă ochii neamurilor? La ce le trebuia să le deschidă ochii neamurilor? Ca să se întoarcă de la întuneric la lumină. Să întoarcă de sub puterea cui? Satanei la sub puterea lui Dumnezeu. Deci blogul nostru tot așa. A fost sub puterea serverului local pe computerul nostru. Noi acum l-am transferat sub puterea serverului pe internet. Deci aceea schimbare trebuie să fie în viețile oamenilor. Ca să funcționeze bine omul înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fie conectat la Dumnezeu, trebuie să fie întors la Dumnezeu. Acum, cum se face asta? Cum se face transferul ăsta? Cum se face? Prin credința în cine? În Domnul Iisus Hristos. Însă și El spune, prin credința în mine, așa, și spune că ce capătă, ce primesc cei care se întorc la Dumnezeu? Ce primesc? Iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Deci, e foarte important, foarte important. Oamenii primesc iertare de păcate și moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Cum putem să avem o viață de căsătorie fără regret? Cum putem să avem o viață de căsătorie fără regret? Dacă nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu să ascultăm de cuvântul Lui, putem să avem o căsătorie fără regret? Nu putem. Eu o să fac tot cum îmi zice pofta mea, dacă nu fac așa cum spune Dumnezeu. Și atunci soluția pentru a avea o căsătorie fără regrete o să fie ca să mă întorc în primul rând la Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și atunci și comunicarea o să fie bună în familia mea, și atunci și o să fie dragoste în familia mea, și o să fie jertfire unul față de altul, o să fie o bună înțelegere. Fără de toate lucrurile astea nu sunt posibile fără ca să ne întoarcem la Dumnezeu. Dacă ești încă sub puterea satanei, acum este momentul ca să te întorci la lumină. Să te întorci la lumină, să te pocăiești, să crezi în Domnul Iisus Hristos și să trăiești potrivit cu cuvântul Lui și astfel vei avea și o căsătorie fără regrete sau viața în familia ta, cu părinții tăi, cu fratele sau soră. O să fie o viață fericită, o viață împlinită. Domnul să ne ajute la aceasta.